Lucrul făcut pe grabă ne diminuează pasiunea pentru fotografie. Și asta vă spun din experiență, pentru că acum, în ultimele fotoplimbări pe care le-am făcut, ziua este mai scurtă. Eu de luni până vineri am un job care mă solicită și la ora 6, când jobul se termină, automat e mai puțină lumină pe cer, e practic beznă la ora 6, iar singurele mele momente când pot să fac fotografii este în weekend. Și ce să faci? Trebuie să faci material. Și când vrei să faci materialul pe grabă pentru că ai timp doar în weekend, te grăbești, te chinui să faci cât mai rapid și cât mai eficient lucrurile. Ei bine, lucrul ăsta, graba asta, ne strică capacitatea asta de a observa, de a ne bucura de ce este în jurul nostru. Iar astăzi m-am hotărât să iau o pauză aici la baza muntelui Leaota și pur și simplu astăzi o să admir peisajul. Asta vă recomand și vouă din când în când să puneți frână și să uitați un pic de aparatul de fotografiat. Înainte să ajung aici, am trecut prin Târgoviște și pot spune că niciodată nu am văzut așa ceva. Este un moment comic pe care voiam să vi-l arăt, pe lângă mesajul acesta pe care vi l-am spus. Deci în Târgoviște am oprit pentru că erau foarte multe păsări pe cer. Niciodată n-am văzut atâtea ciori la un loc. Vreau să vă arăt acum câteva cadre, să vă minunați și voi de ce am văzut. Hai să vi-l arăt. Foarte multe. Extrem de multe. Foarte, foarte. N-am văzut ce avea ziua. Bun, și acum că am văzut aceste imagini comice pe care am vrut să le împart și cu voi, hai să ieșim să facem câteva fotografii și aici, în locul în care ne aflăm. Vreau să admir peisajul, pot să fac puține fotografii, dar cu siguranță câteva fotografii în care chiar am admirat ceea ce se află în jurul meu, pentru că, ghiți ce, nu mai sunt pe grabă.
Asta a fost fotoplimbarea pe ziua de astăzi, o plimbare în care m-am concentrat mai mult pe peisaj decât pe fotografii. N-am vrut să le fac cât mai multe, cât mai bune, nu suntem niște mașinării de făcut fotografii, trebuie din când în când să mai punem și frână și să admirăm ce se află în jurul nostru. Deci nu vă grăbiți atunci când vă faceți fotografiile, pentru că asta vă poate distruge un pic pasiunea pentru fotografie, plăcerea de a face fotografii. Sper că v-a plăcut, sper că ați reținut acest mesaj. Eu sunt Radu, dacă vreți să mai vedeți astfel de materiale, desigur, abonați-vă, iar noi o să ne auzim săptămâna viitoare. Ciao!